Maria, a ținut să mulțumesc și a susținătorilor pentru tot ce i-au trimis și pentru toate gândurile bune. I-am mulțumit în mod special și Biancăi, cumnatei lui Antonio. Știți că cumnata lui Antonio, am înțeles că face parte și din grupul lui Antonio și Maria spunea că îi mulțumește Bianca și lui Alex, nu știu dacă este fratele lui Antonio, pentru buchetul de flori și pentru gândurile bune. Bineînțeles că i-a mulțumit și lui Ami și grupului justițiarii lui Antonio. Mă bucur că majoritatea au ținut să scrie și Mariei și lui Antonio. Știu că i-au scris... Este un lucru frumos atunci când oamenii care îi susțin pe amândoi cumva le trimit gânduri bune ambilor parteneri, chiar dacă ei spun că nu mai sunt într-un cuplu.